Din acest video vei afla dacă îți trece cu cafea și ce mai trebuie să faci dimineața ca să alungi durerea de cap și greața. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din YouTube în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Nu este deloc cinstit să primesc eu subiectul ăsta, să trebuiască să vorbesc eu despre el, când băieții ăștia nu-i vedeți că sunt în spatele camerei de filmat și fac ca toate visele. Ei erau cu adevărat competenți să o facă. Eu numai odată în viață m-am îmbătat. Nu mi-a mai trebuit în veci, vreo 18-19 ani aveam. Cu o mizerie de lichior de portocale m-am îmbătat, nici nu mi-a trebuit mult. Am râs, am plâns și am adormit în cadă. Rău mi-a mai fost după. Patru zile am trăit cu Cicoș cu compo de pere. Aia a fost prima și ultima beție, alta nu o să mai fie. Aia din copilărie cu fratele meu când am mâncat din damigeană vișinile din vișinată și după aia ne-am chinuit să ne dăm cu Sania pe asfalt și era vară, în pantă, ne-am chiuit până ne-am adus vecinii acasă să ne încasăm papara, aia nu se pune. Uh. Hai te rog, da, nu uita, după ce urmărești acest video, povestește-ne în comentarii cum a fost cea mai cruntă beție a ta și ce tâmpenie ai făcut. Nu te judecă nimeni, doar să ne amuzăm ca între prieteni. Ai băut, te-ai făcut rangă, asta e, dar a doua zi vine ordinul de plată. Te trezești cu starea aia mizerabilă, de mahmureală, până și asta are o denumire medicală. Veisalgie, așa se cheamă. Un consumator adevărat, ăla pentru care toată șmecheria e să nu apuce să se trezească din beție, Ăla de cum face ochii în loc să-și dea cu apă rece pe față de ceva pe gât. În cel mai fericit caz o bere. Căci că să se dreagă. Fiecare face ce vrea, dragă. Noi acum avem de studiat cum te limpezești a doua zi după ce te-ai îmbătat. Primul sfat pe care l-am aflat este să consumi multă apă înainte, în timpul și după ce ai consumat alcool. Eu una n-am văzut niciodată un băutor când are sticla de alcool în față să ducă la gură paharul cu apă. Așa că mai rămâne ultima variantă să bea cât mai multă apă poate apă, apă chioară, nu șpriț, din momentul în care se trezește și de rău ce este, casa cu el se învârtește. Leacul pentru mahmureală nu este așadar din nou alcool, cui pe cui se scoate să o spui lumutul, frate, ci apă, multă, apă. Organismul are foarte mare nevoie de ea pentru că alcoolul provoacă deshidratare, iar deshidratarea agravează simptomele mahmurelii. Se pot consuma chiar soluții de rehidratare sau băuturi pentru sportivi, pe păi n-ai fost un maratonist, care să restabilească echilibru, echilibru, de săruri și lichide din organism. Dai cu apă pe dinăuntru să speli în bâxeala, dar dai și pe afară ca să treacă mahmureala. Un duș rece te ajută să te trezești și revigorezi lumea mai limpede să o vezi și dacă găsești o sinonimie în întrebeție și pneumonie, învățare de minte să fie. Ci că ar trebui ca omul care o noapte întreagă a turnat alcool în el, trebuie să se odihnească bine și să doarmă suficient ca să se recupereze organismul. Sigur că da. Și nici să nu faci zgomot prin casă, că domnul e la sanatoriu. Mahmureala se mai atenuează cu niște suplimente, cu niște vitamina B, cu niște vitamina C și cu ibuprofen ca să treacă durerea de cap. Dacă are mehenghenița și grețuri, niște antiemetice îi vor prinde bine. Dar păi cum nu de o de medicamente pentru tine? Să bea apă cu lămâie sau ceai de ghimbir și să nu se mai vaite atâta ca un martir, că la băutură când sugeabă nimic, dar nimic nu-l supăra. Se mai recomandă ca înainte de a te apuca de băut, pentru că absorpția alcoolului în organism să fie încetinită, să se mănânce alimente bogate în grăsimi sănătoase, cum ar fi ouă, avocado și iaurt. Ce spui? Și niște foagra n-ai fi vrut? Nu știu dacă și în prezent, printre chefrii mai circulă rețeta antimahmureală pe bază de cafea cu sare. Dacă da, le spun că este o gogoriță cât domeniul sâmburești de mare. Cofeina din cafea îngustează vasele de sânge și poate agrava mahmureala. În plus, cafeaua, ca și alcoolul, deshidratează și așa cum am spus, organismul după beție are nevoie de apă, apă, apă. Dacă în cafea mai pui și sare, trezirea din beție eventual apare, pentru că de la gustul ăla oribil și ciudat te apuc un vomitat, gata că ți se face scârb, am terminat. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Chiar dacă împreună niciodată nu ne-am îmbătat, asta nu înseamnă că nu poți să ne devii abonat. Tot ce ai de făcut e să lași paharul din mânănițel și să dai click pe clopoțel. Distribuie acest video și prietenilor cu care te mai cinstești, că doar cu ei și bune și rele împărtășești. Hai noroc și să trești! Informațiile din acest video au fost verificate și validate medical de domnul dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, la Centrul Superfit, căruia îi mulțumim. Și să vă uitați la canalul domnului Doctor, care are aproape 100.000 de abonați și o mulțime de subiecte interesante.